we meet here 3 times a week. Yeah. Gloucester Model Boat Club. This afternoon there'll be more boats. Oh, okay. Și acum de pe canalul acela mic ne-am mutat pe canalul principal care intră la noi în oraș. După cum puteți vedea acolo, este drumul mașinilor, noul drum, drumul modern. Și acesta este canalul pe care este o a doua intrare în oraș. Canalul pe care înainte se aduceau mărfurile și se transportau. Dar haideți să mergem ca să intrăm în oraș. Pe lângă canal. Nu avem barca cu noi, nu avem nici paddleboard-ul, l-ați văzut pe acel domn cum plutea pe apă. Așa că trebuie să mergem pe jos, pe lângă canal, dar sigur o să fie interesant. Mergem să vă arătăm și unde se repară bărcile. Haideți cu noi, hai la plimbare! Uite, aici la intrarea în oraș este prima barcă și cea mai mare. Ei nu pot să intre în oraș, în centrul orașului, pentru că sunt prea mari. Și o familie locuiește aici. Sunt doi oameni în vârstă, retrași la pensie. Cred că sunt foști marinari. Deci au permis un așa vapor. Ia uite ce vapor mare. Au propriul lor far acolo sus. E super. Cred că e varianta mai mare a ce am văzut noi pe canalul acela, nu? Da. Uite, de aici se vede și vârful catedralei din oraș, acolo, v-am arătat noi într-un alt video, uite acolo, depărtare, v-am arătat noi într-un alt video, o să vă pun în descriere, în care am prezentat tot orașul și am spus că o să facem așa, pe un film dedicat pentru fiecare obiectiv turistic, care vi l-am arătat acolo. Da, turismul cu bărcile aici în Anglia este o variantă mai scumpă și mai complexă a turismului cu caravane care se face în restul Europei. Doar că aici trebuie mai multe cunoștințe, cunoștințe de navigație, cunoștințe de mecanică. A, uite asta ce bărcuță frumoasă avem. Gata, se ridică podul. De câte ori intră o barcă sau iese, e podarul acolo înăuntru în casă care pune bariera și ridică podul. Și acum așteptăm să treacă barca. Uite, barca acolo. Ia uite, tati. Vup! Ridică podul. Ah, credeai că e din două, nu? Este dintr-unul. Vezi ce interesant? Tu ai mai văzut când se ridică podul sau n-ai mai văzut? Am văzut. Ai mai văzut, nu? Din unghiul acesta. No, I have seen it from the angle, I just haven't seen it. La fix. Vezi cum ne-am nimerit noi, tati, aici exact când iese, când pleacă barca din oraș. Vertical, da, uite-l. E aproape vertical. No, that... S-a aprins lumina verde și bărcuța acum accelerează, uite, vezi, ca să treacă repede. Dar e mare barca asta, Corina, uite, o cheamă, vezi? Sau cum o cheamă? Da, Corina. Ia uite ce a accelerat. La revedere, bărcuță! Are răsaduri de plante acolo. No. Clank s-a închis. Și acum trebuie să ridice bariera. Haideți. Haide la reparat. Hai pe aici, tati. Hai pe aici, tati. Hai, tati. Thank you. Uite, fii atent, asta e o barcă, tati. Uite, Sceptru, America's Cup 1958.
Deci barca asta a participat la o cupă, probabil în America, în 1958, un velier. Wow, și în partea cealaltă, fiți atenți, 1, 2, 3 și pum, așa arată un loc unde se repară barca. Uite, aici se deschid porțile, vedeți, se deschid porțile, intră barca, după aia ei scot apa și rămâne barca acolo suspendată. L-a reparat. Hai să mergem pe aici, tati, să o vedem. Ia uite cum e ținută. A, e închis pe aici. Hai că putem să intrăm, nu e... Hai, ne strecurăm așa, dăm gardul ăsta la o parte, că ce nu facem noi, să facem un video. Vezi să nu calci pe cabluri, că poate iau curent în ele. Și uite cum se repară, vezi cum lucrează la barcă aici. Are un panou mic solar. Uite, vezi cum are motoarele acolo? Yeah. Jos, vezi? Are un motor în stânga, unul în dreapta. Dar asta arată mai mult ca un velier, ca o barcă cu pânze, știi? Oh, dar motoarele astea cred că sunt să se ajute în cazul în care nu are vânt sau... Da, aia e... Exact. Ca să dea direcția acolo. Aia se mută stânga-dreapta și uite cum se lucrează, vedeți? La barcă. Super interesant. Super interesant, e super, adică și e foarte interesant, nu? Ție îți plac informațiile astea? Stai, nu pune mâna pe mine că sunt vopsit! Sunt vopsit! Uite cum, vezi, cum sunt ținute porțile să nu se deschidă cu dita mai lanțul. Ia uite cum le-a legat acolo. Da. Ai, nu mă închide aici, te rog mult! Nu mă închide aici! Uite, compania care face, vezi, lucrările la bărci, Nielsen and Company. Nu e a mea, tati. Nu e a mea, a pierdut-o cineva. Da, și ăstea? Toate clădirile astea sunt depozitele vechi. Uite, mai e o barcă în mișcare pe acolo. Și acum mergem în centrul orașului, să vedem dacă este deschis la muzeu. Și mergem chiar în centru orașului, în centru, să vă arătăm unde parchează bărcile și unde dorm ei, unde locuiesc oamenii pe bărci. Da? Haideți, mai departe! Hai mai departe, da, și vă arătăm și un tank. Ha, știe Ion. Acum trebuie să trecem iarăși în partea cealaltă. Și uite, trecem pe aici. A, acum a lăsat apa să curgă, vezi? Probabil că așteaptă o barcă. Așteaptă o barcă să vină de jos, de pe râu, ca să intre din partea cealaltă. Aceasta am ajuns deja la cealaltă intrare a orașului. Și uite, vine barca acolo, intră aici, închide porțile, umple cu apă și trece mai departe în canal, în partea cealaltă. Vezi? Da, ia uite cum arată. Arată ca dinții tăi. Unul lipsă, unul da, unul lipsă, unul da. Uite, au mai rămas pe aici urme ale vechilor docuri, vedeți? Aici avem o macara. Cu ajutorul cărora luau bunurile și luau marfa de pe bărci și le puneau în depozite. Și a mai rămas o macara. Ia să vedem de când e macaraua asta. A, ne arată maximum load. 7 tone și jumătate. Vezi, depinde cât de mult întinde brațul. Dacă întinde brațul maxim, nu poate să ridice decât 2 tone. Dacă întinde maxim brațul, adică la 17 metri... Da. Uite cum era. Vechile macarale. Nu mai e ce a fost. Cum este acum, totul modern. Don't face the camera back. De ce? Ce vrei să faci? Unde vrei să te duci? Ce, tati? Uite, aici este un alt pod. Acest pod nici nu se ridică. Acest pod se învârte așa, știi? Se duce așa. Și ajungem partea cealaltă. E un pod care se rotește.
Museum. Haideți să... Hai să mergem în partea asta, să vedem unde sunt bărcile, da, tati? Hai pe aici! Da, găsești tu, cauți ouă. Ce-ai cu geaca aia? Ce ți-a făcut geaca aia? Te rog mult de tot! Uite aici o barcă, nu știu dacă... Cred că locuiesc oameni ai străzii în ea. Sau oameni, cine știe, pare locuită barca asta, fii atent, dar în același timp o și repară. Cu crătiți, cu de toate pe ea. Papa! Papa! E rag! Da, tati. E un alt ou acolo. Și uite, aici vroiam să ajungem unde sunt bărcile care vor să rămână. Uite, acolo e barca aceea, vezi, care a ajuns acum, care a intrat mai devreme în port. E chiar acolo, în colț. Da, și aici oamenii locuiesc pe bărci. Trebuie să plătească, nu știu cât trebuie să plătească pe an, diferă în funcție de locația unde vor să oprească, dar aici este chiar în centrul orașului, Gloucester. Fiecare barcă se leagă la câte un ponton din ăsta și se distrează. Vizitează orașul, petrec weekendul, o zi, o noapte, o săptămână sau o lună. Sunt bărci care nu s-au mai mișcat de aici câte un an întreg și locuiesc oamenii doar pe bărci. O barcă din asta ajunge undeva, dacă e veche, în jur de 25.000 de lire, 25-30.000 de lire, așa veche. Una mai nouă din asta de canal, Narrow Boat se cheamă, ca să intre pe toate canalele, de astea sunt foarte înguste, ajunge undeva la 40-50.000, una mai nouă. Și una super nouă sau super mare, uite cum e asta care a intrat în port, poate să ajungă și la 100-200 de mii de lire. Depinde. Oricum e mai ieftin decât să locuiești pe casă, într-o casă. Nu-i așa? Yeah. Și e și mai interesant. Dacă ai chef, săptămâna asta locuiești într-un oraș, săptămâna cealaltă locuiești în orașul celălalt. Yeah. Dacă vrei să te duci în sălbăticie, îți iei barca și te muți în sălbăticie. Dacă oprești pe la intrarea în orașe, la intrarea în docuri, nu trebuie să plătești nimic, să oprești o noapte pe canal. Dar dacă vrei să intri în canal, într-o marină, într-un port, în niște docuri, trebuie să plătești. Haide, Ioane, ai permis de așa ceva? No. Să conduci? Am ajuns la Muzeul Soldaților din oraș. Uite, un tank mic, știți ce tank e ăsta? Nu știți ce tank e, nici eu nu știu. Ia uite asta ce veche e. Cred că nici nu mai are bani să-și plătească parcarea aici, de-aia nici nu mai ia din port. Da, e parcată, uite, lângă una din asta mare. Vezi ce frumoase sunt astea mari? Yeah. Astea cred că poate să meargă cu ele și pe mare, știi, pe ocean. Cu astea mari. Vezi? Yeah. A, ei aici... dețin spațiul ăsta, fii atent. Deci ei sunt proprietari pe spațiu de aici. Și de aceea parchează. E ca un complex de locuințe în centrul orașului. Hai să vedem ce este înăuntru. Uite, capela marinarilor. Au sărbători săptămânale și spune să intrăm. Să intrăm pe pagina de Twitter, de Facebook, de Mariners Gloucester. Uite. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Da? Să vedem. De micuță. Aici este doar o capelă unde poți să vii, să vizitezi în centrul orașului. Nu e nimeni aici, vezi? Capela marinarilor. Dacă tot vizităm. Așa arată o mică bisericuță, uite. Uite, locul de unde vorbește preotul, vezi? E ca o barcă. Preotul sau pastorul sau nu știu ce este aici. Chiar în centrul orașului, aici, lângă docuri și lângă toate
lângă toate depozitele acestea de mărfuri vechi. Da. Dacă tot este despre bărci, până și biserica este despre bărci. Capela Marinarilor. Și de aici, din mijlocul bărcilor, din mijlocul depozitelor, din mijlocul barurilor, noi vă spunem goodbye. La revedere și like, subscribe and hit the notification bell down below. We also filmed a video on the exact same day today. Da. Vă pupăm, pa pa. Nu uitați, abonați-vă, apăsați butonul de apreciere și urmăriți-ne pentru următoarele aventuri. Yeah. See you next one. Bye.